oricine are inițiativă, orice om care are un talent creator și pe care îl putem ajuta să își promoveze creațiile, va fi întotdeauna binevenit la muzeu, evident, în limitele disponibilității noastre. Un simbol atât de vechi, atât de prezent practic în conștiința noastră ca specie, ca civilizație, vine și peste el un artist suprapune estetic, frumos și simbolistică, se naște ceea ce a făcut prietenul nostru de acum, de-a muzeului domnul Mihai Radoș, autorul acestor lucrări, pe care sunt sigur că le veți admira. Și îmi doresc să avem parte în municipiu, dar și în județ, de cât mai multe astfel de expoziții și de lucrări. În spiritul iubitorilor de artă, eu, ieri, numai de vreme, am luat act și am dat și comandă pentru reabilitarea galeriilor de artă de la Gangu, de lângă magazinul SIG, în spatele teatrului, în spatele turnului. Acolo îi voi aștepta pe toți creatorii de artă, pe toți iubitorii de artă din orașul nostru, să fie prezenți cel puțin la un vernisaj sau la expoziție în fiecare. Suntem în perioada pascală și e firesc să ai o expoziție despre obiecte pascale. Pe de altă parte, aici am avut de-a lungul timpului și în Manapmeu expoziții care au neliniștit, ca să zic așa, unele conștiințe foarte culturale sau foarte istorice, dar care au trecut peste timp și care au rămas în amintirea celor care au vizitat, pentru că până la urmă ele sunt făcute, aceste expoziții, pentru ca vizitatorul să se simtă bine, ca vizitatorul să descopere ceva nou, ca vizitatorul să descopere frumosul și creativitatea. Și, de altă parte, este cât se poate de normal să felicităm pe autor, nu numai pentru modul ingenios în care, de la, eu știu, de la ole bucovinene până la Fabergé, a avut imaginația de a le orna, de a le face să arate într-un fel anume, ci și de a le da nume, pentru că să dai un nume fiecăruia dintre aceste o este un lucru extraordinar, înseamnă și imaginație, și intuiție, și cultură, pentru că fiecare nu este doar un nume pus la întâmplare, ci este un nume care are un context cultural. Și cred că este extrem de interesant și de bine de povestit către cetățeni, către compatrioții noștri giurgiuveni, să vină să le vadă. Este una din gândurile mele acela de a prezenta lucrările pe care le fac. E prima dată când expun o pascale de la simbol la creație, pentru că sunt un pic deosebite, adică nu seamănă cu un ou roșu de Paști. Deci, să vă spun, aștept să veniți să le vedeți. Este un gând pe care l-am de mult, în sensul că de prin 2013 am inițiat în Giurgiu, dacă cineva își mai aduce aminte, voluntariatul în artă. Atunci am demarat un club de teatru, acum vorbim despre artă plastică. O să urmeze globurile de Crăciun și mărțișoarele la anul. Vreau să trecem peste starea asta de tristețe, de indusă de COVID-ul acesta care ne creează atâtea neplăceri. Este un mod de a te refula, de a ieși din cotidian și a scăpa de stresul zilnic. Procesul de creație este diferit. Aici există în expoziție numai un anumit tip de proces. Și anume, este vorba despre un din polistiren, care pe baza căruia se construiește. Construirea se face prin
adăugarea de diverse vopseluri, creiului, ce să spun, lacuri și așa mai departe, după care urmează împodobirea lui, care este iarăși o chestie care ține de imaginație și de ce să nu recunosc și de harul bunului Dumnezeu, că asta este. Niciun om nu este repetat, este unicat, nici măcar ca serie mică, să spunem că e asemănător. La următoarea expoziție voi folosi o altă metodă, care am folosit-o în anii anteriori. Este un pic mai dificilă, că durează mai mult ca și realizare. Deci, acea sintagmă că dacă în spatele oricărui bărbat puternic, vă mulțumesc frumos, există o femeie puternică, este foarte reală în cazul meu. Da, soția m-a încurajat și mai ales m-a suportat, pentru că sunt câteva, aproape o lună de zile de când lucrez și se face cât de cât un deranj în casă, nu luam atelier. Așa, iar ceea ce mă bazează, pe ce mă bazez pe ajutorul lui, este vorba despre nuanțe și culori. După cum știți, femeile văd cu 5.000 de nuanțe mai mult decât bărbații. Percep altfel culorile. Și asta este ajutorul pe care mi-l dă în principal. Dar ne sfătuim în mod frecvent asupra fiecăruia.